Deci, nu se poate simplifica Y cu Y aici. Numai dacă ar fi fost orice operație de înmulțire. Păi, dar dacă... Dar nu putem să le separăm? Separăm cele două? Cum? Adică 97 pe Y ori... Dar nu-i ori? Minus. Y se pare că de deci putem să zicem așa. Distribuim pe Y și la 98 la Y-ul ăsta și vine 98 supra minus Y supra Y. Minus Y supra Y. Egal cu 3 pe 5. Da. Ce ce înseamnă? Și atunci Y supra Y, orice număr de părți la însuși este 1. De și o să fie 98 pe Y minus 1 este egal cu 2 pe 5. Da. Putem să adunăm 1 ca să nu mai... Ambii membri, să adunăm 1. Da. Adunăm 1 de ambii membri. Și 98 pe Y este egal cu 2 pe 5. 98. Plus 1. Deci, exact, 2 pe 5. Plus 1. Acum, putem să amplificăm 2 pe 5. În loc de 1 putem să zicem 5 pe 5. Corect, așa, de-am da. 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 Și echivalent cu... Și este egal cu 98 pe Y, este egal cu 2 pe 5 plus 5 pe 5. Și acum noi putem să amplificăm 2 pe 5 cu... Și nu se acuma? Produsul mediilor egal produsul extremilor? Nu o să meargă. Și așa, am putea îmbunătăți la numărător, cred că dintr-un 7. Nu o să meargă. Egalitatea să meargă. Să pară că 7. Da? Da. Am dat de 28, am dat la 18, logica mea. Da. Deci așa. Împărțim prin 7 la numărător. Prin 7. Deci o să fie acolo 3. 1, 2. Așa, 1 și acolo 14 pe Y. 14 pe Y egal cu 14 pe Y împărțit la 4 egal cu 1 pe 1 pe 5 egal cu 1 pe 5 și acum, dacă faceți produsul, adică așa cu Y egal cu 14 ori? 14 ori 5 cum? Adică 14 ori 5 care dacă puteam pur și simplu să amplific cu 14 dar ia uite așa, mamă da, e aceeași chestie ea spune, ar fi putut amplifica 10 da, cu 14 ca să ai numărătorii da, da. Și așa, imediat. Păi și așa, știam și eu, da, am fost deci de aici apare repede că Y egal cu 14 ori 5. Și face pe... Cât fac 14? 70. Dacă am aflat pe Y, la fel și pe X. Păi da. X este egal cu 98,28 și este egal cu 28. Corect. Egal cu 27. 28. Da. Observați că am muncit destul de mult. Hai să ne întoarcem la sistemul de mai înainte, la relația cele dat inițial. Că X pe Y este egal cu 3 pe 5. Și X plus Y plus Y e egal cu 91. Că vă faceți și mirie. Dacă ați insista pe chestia asta, întotdeauna, într-o egalitate de două fracții, ăștia două mulțime... X ori 5 este egal cu 2Y. Deci asta s-a scrie equivalent cu X, 5X. 5X egal cu 2Y. Cu 2Y. Și de desubt, X plus Y. Da, și X plus Y este egal cu 98. Și acum înmulțeam relația aceasta cu 2, nu? Nu putea să facem așa? Sigur că da. De ce cu 2? 2X plus 2Y. Deci mulțim cu 2. 2, 2X plus 2... Stați, așa, da. Plus 2Y. Plus 2Y este egal cu... 196. 196. Iar 2Y cu știu că este egal cu 5X. Și o să fie 7X egal cu 196. Și X este... X este egal cu 20 și
28, da. Uite, la exact la tabul. A, logica, am zis. Ia, ia, uite, uitați-vă cât de puțin a lucrat aici. Nu? Și cât putea să o puțin și cu 5 pe doamnă? Da, da, puteam. Era același lucru. Puteam. Numai că a fost să facem 97, 5 mai așa să facem. Păi dacă n-ați avut nicio inițiativă, am zis și eu repede ceva, tot bun era. În final, spunem așa, vorbim că aflăm în fața unei ieșiții și aveți deja la egalitate de două fracții, produsul ăsta, ai dat produsul ăsta. Țineți cum? Și fapt... o altă relație care o aveți, acum folosiți. Exact și frumos. Acționați, da? Altă... Altă exercițiu, da, asta a fost drăguț. Păi a fost drăguț, dar dacă n-ați avut reacție imediat, noi ajuta. Și uite, în câte moduri se putea face și voi n-ați avut reacție. Ce tabla. Cu ce mi-am ales registrul ăsta? Cu faptul că într-o egalitate de două fracții, deci într-o egalitate de două fracții, totdeauna produsul pe diagonală egal cu produsul ăla, da? Adică produsul mezilor se cheamă egal cu produsul extremilor. Bun. Știam, dar nu am înțeles. Hai, încă o dată, vă mai dau unul, vă mai dau corect. X este Y egal cu 37. X supra Y egal cu 37. Și Y minus X egal cu 24. 24. Tot așa, de la până pe X pe Y. Gata. Hai să vedem. E, știți ce? Putem să facem singuri? Păi trebuie cineva și la tablă. Eu, profesor, face la tablă și noi facem singuri. Nu, trebuie să știți la tablă. Vreau să vedem. Vreau să vedem. Hai. Vreau să vedem. Câte un fiecare? Hai. X ori 3. Nu, X ori 7. Deci echivalent aici. Deci, ce număr, David? 7 ori 7 X. 7 ori X. Egal cu? Egal cu 3 X. 3 Y. Și de supunem pe cealaltă, Y minus X, înseamnă 24. Da. Așa. Și acum ce să facem? Putem să înlocuim pe Y. Să mulțumim la relație cu? Cu a doua relație cu? Cu 3. Da. Cu 3 ca să punem de spre Y. Da. Da. Deci ca a doua, am mulțit cu 3. Și ia de bine după mulțire. 3Y minus 3X. Egal cu 24 72, da? Trebuie 40, trebuie 6, 72. Și acum locuim sus. Și cum avem câte de Y cum este de așa știut. 7X. Apare, nu? 7X. 7X. 7X minus 3X. Egal cu 72. De unde rezultă? 4X egal cu 72. Și iată că registrul va fi egal cu 72 împărțit la 4, face o dată, 8 ori, da? Da. X-ul este 18, iar Y-ul este, Daria? Y-ul este 42. Y-ul egal cu 42, că știm noi de acolo, ori de la 2. Am făcut 24. Vă mai arăt o șmecherie. Dar mai are 3 exerciții și o da? Da. Și poate nu știi, nu? Calculați câte fracții echivalente cu fracția 35. Calculați fracțiile echivalente. Fracția 35. Echivalente. Echivalente cu fracția 35, cu numitorul mai mic decât 100 există. Fracția 35. Da. Cu numitorul mai mic decât 100 există. Având așa fel încât numitorul să fie unie mai mic decât 100. Da. Da. Și cât există? De la 20 în jos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Da, echivalentă fracția asta. 3 pe 5. Care e prima? 3 pe 5 echivalentă cu ce fracție imediată? Zic, 6 pe 10. 6 pe 10. 6 pe 10. 6 pe 10. Da. Și egal mai departe? 9 pe 15. Și egal cu? 12 pe 20. Și egal cu? 15 pe 25. Da. Și este egal cu 18. Și egal cu acea care va avea? 18 pe 30. Deci mai mic de 100, fără 100. Care cu bine, numitorul? O să fie 95. 95. Deci numitorul 95. Dacă am ajuns la 95, cu cât am mulțit pe 5?
Cu 20 sau cu 90? Dacă nu mergeam cu 20, era 100. Da. Dacă am mulțit cu 19, deci vine 19 ori. Da, 19 ori. Întrebarea este, câte fracții echivalente avem? Câte? Câte fracții sunt? Cam 10, 9, 18. Numărul. Deși 3 pe 5, care a fost din bază. 20! 20. Da, 20. Nu, câte fracții sunt echivalente? A, echivalente, 19. Cu asta. A, 19. 19. Fracțiile echivalente. Că eu, da, profesor, dar puteam, eu, de exemplu, am făcut, că mi-am dat seama de la, după ce am scris 4 fracții, că e din 5 în 5 jos și am scris toate numele din 5 în 5 până la 95. Mai are două excepții grele? Da. E, deci, astea se dau. Din numer, da. Simplificați fracțiile următoare, astfel încât o primim fracții ireductibile. Simplificați. Nu mai scrie cum vorbim. Da, simplificați. A, 3 bara. A, 3. Baraz. Plus 3 a baraz. 3 a baraz. Supra. 7 a baraz. Plus a 7 baraz. Ce înseamnă egal cu? Să simplificăm. Să devine ireductibilă. O să scriem acolo. 10 a plus 3 plus 10 a plus 3 plus 30 plus a totul pe totul supra, am spus, totul supra, 7 plus A, 70 plus, 70 plus A, plus, plus 10A plus 7. Și o să fie, și o să rezulte 11A plus 33 pe, totul pe 11A plus 77. 11A, acolo. Acum, ce facem? Acum 11 cu 11. Nu, n-am pus între emoții. Dăm întâi factor comun. Dăm pe 11 factor comun. Și o să fie egal cu 11 pe lângă. A plus 3 supra 11 pe lângă A plus 7. Și acum mai trebuie să simplificăm pe 11 cu 11. 11 cu 11. Nu mai am mulțire. Și cât? A plus 3 supra 7 și acum e... Da, da. Și acum mai dau 1 și îl face David, fiind se putem al lui tot. Da, da. Care? Tot asta. A, B și bara. Asta este ireductibil acum, da? Da. Unde A e cifră. A a avut posibilitatea să fie de la 0. Are voie să fie 0? Nu. A face din posibil 1, 2. Păi A trebuie să fie aceeași cifră, nu? Da, da, trebuie să fie la intersecție de întrebare. Păi da, de la 1 la... nu. Și A, de exemplu, ca să se împartă la... Dar trebuie doar să simplificăm, trebuie să găsim pe A sau cum domnul? Nu, nu, nu. Autorul a spus să se găsească. Simplificați să... fracțiile următoare, astfel încât să obțineți fracții reductibile. Și aceasta este ireductibilă, domnul profesor. Și acum, pentru A egal 1 vine 4 supra... 4 supra 8. Și nu se poate. Nu e ireductibilă. Nu e. Tocmai asta trebuie să amestecăm. A, trebuie să facem așa. Pentru toate variante. 1, 2, 3 până la 9. Acelea sunt finalul. Nu numai că e simplificatul de 11, pentru că după înlocuirea lui A cu cifre 1, 2 până la 9, s-ar putea să mai fie încă rezultat. Deci A cifră, deci continuă, da? Da. A cifră, A e A partidă 2. 1, 2 până la 9 și zicem, pentru A egal cu 1. A egal cu 1. Rezultă 4 supra 8. Simplificăm din 2 și face 1 pe 2. 2 pe 4. 1 pe... Pe 4 trebuia să simplificați, ca să... Pe 4, pe 2. Da, pe 4. Și face 1 pe 2. Da? Și analizez așa acasă toate variantele. Aia e la 2. Aia e la 2. Aia e la 4. Aia e la 5. Cât o să fie? 3. 10. Nu, 5, da. Fiu supra. 9. Că o să meargă și pentru... 5 pe 9. Da? Care e ireductibil. Ireductibil. Bun. Și rămâne așa. Și tot așa le-am analizat pe toate. Toate, corect. Bun, și mai are unul. Pe PR faci tu, că știi, după modelul ăsta, desfaci. Da. Și acum 25 de la pagina 136. Dacă e mic aparține lui Enselat... Deci e mic aparține lui Enselat. Enselat, simplificați. Simplificați. 710 la N, plus 710 la N plus 1, supra, 7 la N, plus 7 la N plus 1. Thank you.
De sus ce faci? Sunt plictisit. Dăm pe față, nu plictis. Pe 17. La el. La el în sus. 17 la el. Pe lângă. Ce rămâne? 17 la el pe lângă. Dăm faptul acum, nu putem să simplificăm. Unu. Dar uite că se poate deodată la el. Unu plus? Unu plus cât? Unu. Ei, da? Unu plus 17. 17, da? Tu descărți. 17, totul supra. 7 la el pe lângă. Unu plus? 1 plus 7. 17 la el. Ori 18. Ori 8. 7 la el. Ori 8. Și acum 8 cu 18 am putea simplifica. Prin cât? Prin 2. Prin 2. Face 17 la el. Ori 9. Supra. 7 la el. 7 la el. Ori 8. Mai putem simplifica oare prin ceva? Mai putem să facem ceva? Nu știu. Dar stați puțin, domn profesor. Zic, acolo e 7. Da. Da. Pentru n egal cu 0, n-am nevoie. Nu, 0 n-am nevoie, 1. Pentru n egal cu 1 nu simplifică, pentru n egal cu 2 nu se simplifică. N egal cu 3. Pare că așa rămâne. Asta e ireductibil. Da? Pare că este ireductibil. Pentru nimic se mai ține. Nu, deci cam așa trebuie să faci la vide, da? Nu avem niciun... Deci nu se șapte... Da, domn profesor? Da. Noi acum își pune, de exemplu, unu. Da. 17... La el. Nu e la 17 ori 9. 17 ori 9 se face. Dar nu trebuie să faci impresiunea. Că... N-are rost. Că te vreme 17 cu 4 la mic. Era și cu ăla nu se simplifică. Așa, da, și corect. Da, așa n-are rost. Da, și beurile nu aș facă. Da. Da. După modelul, dar domnul face aici, acolo vine mama, nu? Da, 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 da. Voi stați aici, hai să spun o mică. Dar vine și scrie. Dar vine și face aici. Oprim lecția. Oprim lecția. Fă-mi facem sinteză, nu mai facem lecția. Hai să vedem să facem sinteză. A fost niște lucruri spectaculoase. Exact. Am făcut mulțim, o serație cu mulțim. Deci, mulțim. Operații. Pătrate perfecte. Corect. Sau numere care nu sunt pătrate perfecte. Da. Okay. Apoi, fracție, pardon, fracții, fracții echivalente. Corect. Echivalente. Am avut și puteri aici. Puteri. Factor comun. Comun. Asta a fost simplificarea. Simplificarea. Amplificarea față. Fracție reductibilă. Fracție. Așa, și fracție reductibilă. Corect. Între... Da. La, la revedere, nu uitați de like și share. Să spuneți la neamă, la rude. Cine vreți? Cine e sinonim? La revedere! La revedere!